Șoferii nu vor mai putea scăpa de amenziile pe care le primesc în străinătate. Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul privind facilitarea aplicării normelor de circulație rutieră la nivel transfrontalier. În anul 2019, aproximativ 40% din infracțiunile transfrontaliere au fost comise cu impunitate, fie pentru că autorul infracțiunii nu a fost identificat, fie pentru că plata amenzii nu a fost executată. Pentru a rezolva această problemă, Uniunea Europeană a modificat regulile privind aplicarea transfrontalieră pentru a contribui la creșterea gradului de respectare a normelor de siguranță rutieră de către conducătorii auto nerezidenți, pe lângă schimbul automatizat de informații între autoritățile naționale. Sunt introduse proceduri de asistență reciprocă pentru identificarea autorului infracțiunii și pentru aplicarea amenzilor. De asemenea, crește și numărul de fapte pentru care se vor aplica sancțiuni. Pe lângă infracțiunile cele mai frecvente și mai grave, cum ar fi excesul de viteză, conducerea sub influența alcoolului și a consumului de droguri, cooperarea dintre autoritățile naționale va acoperi de asemenea coborâre și curse, nepăstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față, depășirea periculoasă, parcarea periculoasă, încălcarea uneia sau mai multor linii albe continue, conducerea în direcție greșită, nerespectarea normelor privind utilizarea coridoarelor de urgență, nerespectarea restricțiilor de acces al vehiculelor legate de siguranța rutieră, aplicate în zonă precum zonele școlare, zonele pietonale și benzile pentru biciclete, utilizarea unui vehicul supraîncărcat. Un portal informativ le va oferi cetățenilor un acces facil la informațiile privind normele de siguranță rutieră în vigoare în fiecare stat membru, dar și procedurile de recurs, precum și la amenziile aplicate la sistemele de executare și la mijloacele disponibile pentru plata amenzilor, relatează antena3.ro.